Seara bună, dragi prieteni, bun găsi la Cronica de Noapte. Facem în seara asta cu Răzvan Cornățeanu, cu care -am, nu am văzut de multă vreme. sau Răzvan! Bună seara, bine v-am regăsit. Sper că s-au terminat frământările de aici, de la Nașu TV. Ei, asta sunt că e... mi-era dor de... Adică telespectatorii tăi trebuie să știe că noi venim aici, eu cel puțin, dar și tu, cu foarte mare deschidere și inimă largă și plăcere, pentru că, și o voi repeta oriunde mă voi duce, este probabil cea mai liberă televiziune, eu de câți ani vin aici, niciodată nu mi s-a sugerat măcar, nici mi s-a așa bătut apropo despre ce să vorbim, despre ce să nu vorbim, lucruri care la alte televiziuni sunt taburi. Cunoaștem foarte bine B1 al lui Sorin, cu toate aranjamentele. Cosmin gusă cu problemele lui legal. De Sebastian Ghiță nu mai zicem nimic. Libertate credoare. totală. La, da? la RTV și la Antena 3 totul e liber și frumos. De Antena 3 nu mai are rost mai aducem TVR-ul, nu interesează decât salarii și contractul colectiv de muncă și cine-i da. vătaful uh, care face plocoane da. în Parlament pentru Partidul de Guvernământ. Nu prea și găsești. Am scăpat pe cineva. Mai e vreo. Tele... Ah, și Digi, care uh, uh, între timp l-am văzut astăzi pe BND. Alergat. de ce spun, Carl Lewis, Ben Johnson... Uh, e ăsta, uh, jamaicanul, ja uh, Usain Bolt. Usain Us Bolt, uh. deci ar, ar muri de invidie. L-ai văzut la, la știri astăzi pe... Nu l-am văzut, la ci că e... a sprintat, nu? Da. Dar de ce? Bă, să fugă de zi 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 aici, aici, nu? Da, Grigore, să fugă de aici, nu? Și ce mi se pare spectaculos, că e mare da. șef într-un de presă și fugă de aici. Eu apreciez foarte mult și voi spune treaba asta oricând, oricând, oricui, așa modul în care această televiziune și-a păstrat extraordinara voce liberă și trebuie să spunem chestia asta îi se datorează în bună măsură lui Radu Moraru. Și atunci eram nerăbdător să mă întorc în uh, studio ăsta și să ne reîntâlnim cu telespectatorii tăi care au învățat, Grigore, că aici pot să audă lucruri pe care la alte televiziuni n-au nicio șansă măcar să le audă. De acord, dar ce cu șampania asta pe masă? Că oamenii nu... Ior, astăzi, de... este, astăzi este o zi de sărbătoare. Noi sărbătorim 1 decembrie, de 10 mai, nu știu ce. Dom'le, am ajuns să uh, uh, sărbătorim 14 iunie. Uh, Pă, bunul stai, 14, nostru priere... 14, 14, 14, iunie 90. Eu sărbătoram ieri faptul că... Că el... luăm bătaie. Nu, nu, că ieri au trimis în instanță da. Dosarul da. Pe Petre Roman aici. A, acum discutăm Rai și acolo, de da? pe de Petrică, bunul nostru prieten, poate le mai aducem aminte telespectatorilor ce interacțiune aveam cu Petre Roman, dar 15 uh, unul unu dintre finii lui Patriciu, da, unul deci prin, prin așa l-am cunoscut noi cel mai bine ca al lui Dinu și Patriciu. Și cu presiuni și cu am călătorit minciuni. cu ei în avion privat, am văzut multe un tip îngrozitor, ca să vă fac un preambul. O catastrofă dar, umană. Da, da, o nenorocire, așa. Bun doar pentru pozele de, și sloganurile de la Apaca, în rest, așa. Avem o reacție de-a lui, dar una peste alta... Dar ce, nu vrei bani? Nu vrei devine, ban, Nu vrei valută? Devine o, zi, o mare zi de sărbătoare. Ce nu este noaptea cuțitelor lungi, cum ar spune atât de pasionatul Ovidiu Nahoi, ți-aduce aminte colegul nostru care avea această expresie favorită. Noaptea, una, două, el o dădea cu noaptea cuțitelor lungi. Nu, domne, este noaptea șobolanilor. Și pentru că astăzi, în noaptea asta și mâine, avem ocazia să-i vedem în toată goliciunea lor, am adus această sticlă care nu are nicio treabă cu alcoolul, e apă, așa, dar care seamănă a șampanie, este un simbol al... Uh, 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 cum să spun eu, fericirii și al, și al momentului de mare adevăr, uh, al bucuriei pe care oamenii care uh, uh, vor să cunoască adevărul îl trăiesc în această seară uh, și mâine și poate și mâine seară, Acest partid îngrozitor care este PSD-ul, în aceste momente, este gol, da? Regele este gol. Da? Ei, acum îi vedem în adevărata lor. Uh, Uh, splendoare. Și și, și, și -am mai adus ceva. ce a mai adus? adus ceva? Pentru că este noaptea șobolanilor so l -am, șobolanii roșii. L-am uh, împrumutat uh, din jucăriile copiilor mei. uitați vă <laughs> aici uh, păi, avem da. un nou simbol, da? Șobolan, șobolanul, șobolanul e aici, îl pun cumva. Noaptea da, șobolanilor e. la Ia uh, emisiunea lui Grigore Cartianu Șobolanii de la Mlațul TV. Șob Șobolanii de la PSD, dragi prieteni, Răzvan se referă la ce se întâmplă în PSD zilele astea, mai da, ales da, astăzi. Bineînțeles. Uh, Bine în orice caz, astăzi Hai să luăm așa, Răzvan, uh, dăm repede și informații! Au, deci s-au strâns acolo șobolanii, însă că 40 ceva de și nu l-a limitată ca la mafia siciliană, niciun, sau la, ca la partidul lui Stalin, nici măcar comunist oricum, că acolo mai apărea câte o voce, dizident așa. Nu, doamne, ca la Stalin, că știai că dacă ai voce contrară te împușcă te la imediat. Bun, uh, PSD-ul a hotărât uh, să-l dea afar pe Grindeanu dacă nu înțelege să-și uh, să dea demisia din funcția de prim-ministru, că nu e bun, că face, că drăge, ok. Noi în iarnă îi strigam fără Tăricianu, Dragnea și Grindeanu și erau sute de mii de oameni care strigau treaba asta. Din toată povestea asta, Dragnea înțeles doar ultimul cuvânt, fără Grindeanu. Deci <laughs> da. o... eu, eu observ că te-ai dus chiar prea, un pic prea repede. Um... În, în Aveți Primul lucru sensațional, grigorie și e prima oară după aproape 30 de ani cică de capitalism, este faptul că o slugă a PSD-ului, un om care a făcut foarte mult rău României, Endor. acest uh, Grindeanu, uh, da. refuză să-și dea demisia. Domnul Grindeanu, noi suntem extraordinar de încântați pe tema asta că vă țineți cu, cu mâinile puternic ancorat de putere și că ne arătați și pe ceilalți. Și pe cei de partea dumneavoastră Dar nu uităm ce ați făcut uh, uh, Acum câteva luni de adică zile El nu se pozitivează Nu da. devine uh, băiatul nu, bun da, nu, nu, o să vă, nu o să vă transformați Într-un erou al României Hai uh, să amintim așa odată. Dar e, prima oară, repet, -o... e prima oară când Premierul refuză a mai fost la Du Vasile în stai, covenția... a fost câteva zile, câteva zile, sau zile. așa. Păi stai că și asta azi, as, că mâine, poi mâine, mâine o să plece Da, da îl dau, îl întind păi de pe pâine. N-are cum să mai funcționeze guvernul, guvernul că și a demisia din 25 așa. Care sunt cu el cu da. tot. Mai sunt Grindeanu, costa de la Justiție cu Tudorel cu Toader, Tudorel, și cu da. Și Jean sau la ce ministru pe acolo. Mi Ministerul deci... apărării, sunt vreo 5. Nu, nu, e urmă și au dat Unii nu erau aici, Eu anunțat adevărat și români, da să întindem o mână domnului Grindean și să ne oferim amândoi și încă un număr așa, să-i susținem guvernul pentru că această, acest moment al adevărului s-ar prelungi. Da. Ce minister vrei să iei? Uh, domnule, eu mă duc la sport, de ce? Pentru că la sport uh, am fost acolo la realizări, realizări. Câte obiective a avut? 20. Uh, Nerealizată, 20. Realizată, 0. Deci unul Dunca, ăla care a fost la NPC. Și când cu colectivul, primul și-a demisia de ăsta, că nu știu, pe ce protecția consumatorului, mi și-a făcut treaba. Așa. Primul șobolan care a fugit după colectiv a fost acest Dunca, mă înțelegi? Și acolo au pus ministrul sportului în guvernul ăsta. Un, un, o canalie de om, de prin Brașov, de fel. Un, un o, o cum zic o, o, o ruină de om. așa, la 40 de ani sau cât are. O, am aflat că niște lucruri mizerabile de prin Brașov, despre el acolo. Ei, și acum... Ăsta am văzut uh, obiective nerealizate. Zero. Ăsta uh, 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 a 20. Toate. Realizate zero. 20 la zero, mă înțelegi. Ce guvern e ăsta, băie? Răzvan. Uh, uh, cam la, la majoritatea ministerilor, pe evaluarea lor, la 5 la luni de, de la preluarea guvernării, că atât, au 5 ianuarie până acum, 5 luni, da. pe evaluarea lor, majoritatea sunt, sunt catastrofe. Și atunci mă întreb, Băi, de ce ne-ați mințit, mă, până la alte ieri? Când ne spuneați că guvernul ăsta, la virgulă, aplică programul de guvernare, că dragnea ai cu ochii pe ei, nu mișcă unul, toată lumea face. Când vedem că ați fost catastrofe de la stânga la dreapta, mă. Deci eu, în primul rând, aș vrea să, pun, să răspund și eu la o întrebare pe care nu mi-ai pus-o. Eu ce aș ce lua, minister lua Ministerul Mediului. Și primul lucru, dacă aș avea putere... Ia, ia vot trei, 3-4, trei, că multe e, Primul lucru pe care l-aș face aș interzice total cu un plan pe șase luni de zile tăiatul copacilor și omorâtul animalelor. Ar fi o mare tristețe adică în pușcat, asociațiile adică de și în, pușcat, în asociațiile de vânători și în firmele ar care fi, ne distrug. Ar fi trist, copacii. ar fi trist bombonel. Ar fi mulți triști ar fi o industrie pusă pe butuci, asta a, a prelucrării lemnului și nu știu Nu contează, pentru că ei copiii noștri merită să mai aibă copaci în România și că căprioara care trece uh, prin pădure și ursul, nu oaia. Băi, cine e ăla mă cu oaia? Daia. Da băi, Uite, fiat, ne am citit acum, mi-a mi mi citit soția mea dintr-o enciclopedie. Tu știi care este animalul? național al României? Stimați telespectatori, faceți acest, puneți-vă repede în cap, cine este animalul național al României? Animalul. După de, aia te de pasăre. tradiție sau asta sau... Animalul sau... național, nu știu, național. citit național. în enciclopedie. Nu Care e zimbrul. Nu. Dar al Moldovei zimbrul. V-ați gândit, telespectatori? Râsul. Râsul? Da. Să râdem atunci. Nu? Râsul. Râsul, nu? Și, 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 și mi se părea mult mai elegant să vină ăla decât cu oaia să vină cu un râs. Cine este pasărea națională? Vulturul. Nu, pelicanul. pelicanul, Pelican. Iar bagă mult în gușe. Pună pelicanul ca și simbol. Da, de... da, la, la PSD mulți ah. pelicani cu gușa mare. Bă, <laughs> gușa da. mare. Bă, pelicanul și râsul, că suntem un popor care mai râde și face haz de necaz, și pelicanul, că sunt unii care pune... Aveau tâlc, aveau schemă, aveau frumusețe, aveau eleganță Dar cu oaia rându-se de tine Bă, oaia, mă, bă. băi, mi-am ales oaia, mă, înțelegi? Așa e cu guvernul Nealecu, nealecu, tunde oaia și berbecu Bă, așa e cu... Nealecu-i supărat, toată ziua n-a mâncat Asta a făcut guvernul Grindeanu, că acum se dă mare, mare victimă Băi, niște nu, ciobani, nu, nu, bă. Nu, atenție. Niște ciobani. Auzi, da? la ciobanii, adevărat, îmi place de ei. Ciobanii de pe munte, îmi place de ei. dar ci... niște ciobani, ci... ciobani politici. Niște ciobani politici, ai problema, da. Așa, fără maniere, fără nimic. nimic. În, orice, în, orice, caz, când mafioții uh, se, se, mă, se între ei, uh, domnule, lasă-i să nu, nu interveni, lasă să, -mi, să împuște, ca lumea între ei. Nu, este, este, un vechi proverb chinezesc, care, dacă nu mă știu, spune așa, când dușmanul tău face greșeli, nu îl întrerupe în niciun fel. Da. da? E, așa facem să și Să meargă noi, la capăt. Domnilor din PSD, nu vrem să vă deranjăm, dați televizoarele încet, că asta nu e pentru voi emisiunea asta. E despre voi, dar nu e pentru mm, voi. Da. <laughs> că voi nu înțelegeți. Da? Cei care ați votat PSD-ul, e o emisiune. Ce se întâmplă acum e numai pentru voi. Cei care mai aveți un pic de rațiune, căscați ochii. Și cei care nu aveți uh, așa ceva și votați uh, automat duceți-vă și voi la culcare că nu o să înțelegeți nimic din ce se întâmplă. Da, să zic că oamenii care se uită la noi au o factură Ministerul ridicate. Mediului, Ministerul Mediului mi s ar părea senzațional și uh, uh, o, o oprire totală, totală a tăierii pădurilor a tăierii lemnului. Un moratoriu pe a, a, pe 20 de ani, pe 30 nu de ani. Nu da? poți asta. Nici o țară nu-și face asta. Ba, Nici o țară, Grigori, nicio țară nu, nu face nu asta. Trebuie să ne luăm după o țară. Nu, spun de ce. Grigori, spun de ce. Nu eu aș să... face eu Atenție, cu dacă... riscul... Cu, dacă... uite, mă dai afară din... Sau mă dă grindeanu afară din, din poziția de ministru al mediului, dar da, aș vrea să am plăcerea Îți... asta să o fac. Te las să fără sprijin poetic. da no. <laughs> Fii <atât> de aici. Spune <laughs> spun de ce. Da. Pentru că a exploata, a exploata în regim Uh, uh, corect și legal, și o mai strict, nu e rău. Pentru că, spun de ce, într-o pădure, dacă din 10 copaci tai unul, nu e nicio problemă, că e pe măsură ce cresc, copacii au nevoie de mai mare spațiu. Am trecut de, răbând, am răbând trecut de în faza mâncă. asta de mult, i-au rărit băieții cu drujbele, A, au ne să, trebuie să... ca să crească din nou copaci, ne trebuie 20-30 de ani ca să se revitalizeze această zonă. Da, în mă, animale, așa. la fel. Mai da. avem puțin, suntem țara care are urși, iarăși putea să pună ursul, nu oaia, Da? Mai avem uși, mai avem căprioare, mai avem ceea ce uh, englezii, italienii cățirian, nu putezi. mai au nimic. Duceți-vă mai... în Italia. Bă, românilor ăștia care... Duceți-vă în Italia la vânătoare, mă. Duceți-vă Sau în Anglia. Duceți-vă în Anglia la vânătoare. Te de vânători, de români Da. Vânători, da. da. Că, nu mai au, că, nu mai au, nimic, absolut nu mai au niciun animal. Nimic, da. nimic, nici oh. vulpi. Le-au omorât și vulpi. Și asta e o atracție da? pentru... E o atracție. cât că... mai avem. Adică am avut și o moștenire din comunism Multe rele am avut și unele bune. Ok, hai să le păstrăm pe alea bune, da, că da. pădurile erau totuși protejate. Asta, asta mi-aș dori prima oară să, să, A, să fac și să-i ferească Dumnezeu. A, și mai e o chestie, dacă ar fi totuși să... să, să așa, să-i ferească Dumnezeu pe ăștia din Ministerul de Interne să ajungă unul ca mine șef. Că așa mi-a plăcut ce a făcut Saakashvili când i-a dat pe toți afară într-o noapte. A ieșit Asta... la televizor, stimați telespectatori, Asta trebuie să fie, trebuie să și, a, a spus, stru. și a spus așa. Vă anunț, stimați jucătorii ai Ministerului de Interne, toți că sunteți concediați. De mâine începem angajările. Da, da, da. da. Și după aia sunt <laughs> da. angajările critrie... se fac într-un anume fel, cu... pe, cu... pe anume criterii, da. Fără nu. prostii din spate Auzi, și nu știu ce, fără la, 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 la poliție, m să lăsat de așa de teren. Frate, în primul rând te cântăresc, mă înțelegi? Te măsori, te cântăresc. Nu veni cu 20 de chile în plus la polițist, că vai de capul tău, faci 10 pași și pe burtă. Dar, în fine, hai să da. rămânem un pic pe, pe Dragna și să pe Rămânem ăsta. pe. Să ne întoarcem la oile noastre. La oile noastre, la berbecii noștri, după hai care o să... Hai să... rămânem la oi. Olguța Vasilescu și-a făcut autoevaluarea. Oh. Două puncte. Vă țineți de scaun, stimați de spectatori? Asta sunt oi, sau capre? Voi, <gri> voi. Da. Așa. Deci, păi nu că noi suntem cu ele. Așa. Olguța, Vas vă repet, Olguța Vasilescu și-a făcut evaluarea. Două puncte. Ghilimele. cu glasul mai subțire. Nu am restanțe. Oh. Bă, deci nu există un membru al guvernului eu, Răzvan Cornețeanu, fac afirmația că nu există un membru al guvernului care să fi mințit mai mult decât Olguța Vasilescu. Mă poți contrazice? În guvernul trecut era Ponta, mare campion. Nu, 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 nu. Da. vorbesc de guvernul da. ăsta. Prim-ministru Dragnea cred că o întrece tu Care prim-ministru Dragnea? Uh, prim nu, Prin șeful de, de partid, scuze, mă, nu... nu Lasă-mă, șeful nu, de, de partid, de guvern, eu de vorbesc vore. din guvern. Există no, că... unul care a mințit mai mult decât Olguța? Nu, no, cred că cel ce mai mult minte și pentru că este cel mai des da. și nu numai a și spune. Și ne spune nu am restanțe. Pai cum mai ai restanță? Nu ai restanță, n ai, restanță, n -ai Da, cum nu ai restanță? i ai mințit pe Olteni. Nu, atenție, cea vorbe... mai, cea mai mare restanță e însăși legea asta, zi, unitare pe care... Hai, stai, stai, stai adică... până, la, până, să la, adică, ajungă. Ai, ai, -ai până Un milion de oameni le-ai promis că au de la 1 iulie. Hai mă, că era primarul Craiovei. Nu, dar noi, dar are, n are, -a spus... adică are restanță pe partea cu guvernarea. Doamne, noi îi luăm restanțele acum, da? Deci, a, i ai, ei mințit pe Olteni și pentru asta nu te pot ierta pentru că sunt oltenii mei. Și ai spus oltenilor că eu rămân cu Craiova, că eu fac, că drei că nu știu ce. Au fost alegeri la Craiova fugit la, a fugit la, a la imunitate. A fugit la imunitate. Țeapă, minciună, da? specifică Nu mai Calculez eu cu copiii, cu Claudiu Manta, cu ăsta, numai. deci nu intrăm în chestii de genul ăsta, că uh, acolo o să ne bucurăm și mai tare de alte informații. Și acolo lăsăm tabloidele. Acolo lăsăm tabloidele, dar ținem uh, așa sub, sub uh, uh, chelie că uh, se pare că și acolo e o mare minciună personală. Bun. Da? Da, da. Așa, asta asta, care... asta, asta, asta definește un om. Asta definește un om, da. da. După care a ajuns... Mare Ministru a și s-a apucat să împartă promisiuni. Băi, ce? era ce nu exact ca, ca, ca regina Angliei... Ce Vă dau și vouă! M mă tot uit acum la, la serialele astea cu The White Princess, The White Queen, The Tudors... Și iese regina Angliei și începe să... Așa făceau ele cu banii. Așa. Da? Așa făcea și... Am văzut-o pe Volguța. Așa făcea și Volguța sovietică, zic eu. Am văzut-o, de exemplu, pe la Gâdea pe acolo. Cu doi, trei lideri sindicali. De pe la poliție, de pe la funcționari, de pe toate părțile. Și a Și a Pe la Volguța, că uite aici cu tare ne-am zis... Hai, domnule, că v-am dat... Auzi, auzi, fiecare venea acolo, veneau aia polițiști, veneau aia și dom'le, ai vrut 70 ți-am dat, ai vrut 7000 de spor, ți-am dat. Auzi, dădea de, de la ea din asta și dădea, de auzi, da Valma, cât ce de dădea, știi? Bine, pe hârtie, că vedem că până la urmă n-a dat nimic. Am mântat anul viitor să vină al guvern să dea, eventual. Da. da. Uh, rău. Deci, 1 martie 2017, Olguța Vasilescu la TVR investițiile autorităților locale pentru 2017 sunt compromise pentru că Iohannis a întârziat bugetul. Nu întârzia să Iohannis bugetul. L-au bulibășit ăștia bugetul, l-au făcut praf. Aduceți-vă aminte că era fără 2% pe, pe, armată. pe armată. După aia l-au făcut cu 2%, dar nu-i cheltuiesc banii acum. că. De ce? Că nu iau banii. așa. Uh, Min, Mincinoasă rău, da. O, Deci, în continuu, da, după care o, avem 6 martie. Trei. Iată în 6 martie 2017. Lia Olguța Vasilescu mărește lefurile ca la Radio Erevan. Asta era pe adevărul.ro. Creșterea salariilor va avea loc pe următorii patru ani în medie cu 56%. Cu cât cu? 56% în medie? 56%. În fiecare an. Dar mai mult da? în 2022. Da. Nu... Ca să... și acum vă citesc, vă citesc ce a spus Olguța, nu de... da? deci aia asta care zice că nu am restanțe. De loc. Te rog lasă-mă să citesc asta. Ca să fiu foarte clară, deși aveam senzația că s-a înțeles și că e logic, creșterile salariale ale bugetarilor, cu 56% în medie, sunt exact cum scrie în programul de guvernare pe următorii patru ani. Nu vom avea situații în care salariile sub 4.000 de lei, care se dublează pe medie, să depășească salariile care sunt acum în plată la 7.000. Sunt praguri clar delimitate de la o clasă la alta. O, de la altfel, la observ. La da, Valgării. de altfel observ că rugămintea ca anexa cu salariile din armată și ordine publică să nu fie dată presei până nu devine finală ca urmarea negocierilor a rămas doar un deziderat. Lic. Cineva da. cineva le-a dat, așa. Da. De acolo oricine poate vedea cum se calculează salariile până în 2021. Băi, era rezolvată situația până în 2021. Deci, nu avem anul ăsta bani. s-a da. rezolvat. Nu, păi era și cu Lia Olguța Vasile susține că salariile bugetarilor mai mici de 4.000 se vor dubla. Wow, asta a fost nebunie, am fost un direct. Pe asta. Se vor dubla. Ce scrie, da? Olguța, nu am restanțe. Ia ce scrie aici. Se vor dubla. Întrebată cu cât se vor majora veniturile potrivit noii legea salarizării, Olguța Vasilescu a spus că sunt mai multe praguri, până la pragul de 4.000 de lei, salariile se dublează. După ce e E atenție. După 4.000 de lei e o creștere cu 45%, iar după 7.000 sunt creșteri, dar nu foarte mari. Asta era. toată lumea avea să Asta era. Și a mai apărut Dumitru Coarnă, care a spus asta de la Ministerul, așa, de la sindicate. A spus la uh, finalul negocierilor la care au participat nu știu ce, toți, așa că sindicaliștii sunt de acord. Da, da, așa. Nu, nu, nu sunt de acord. Și uh, 1450 salariu minim, nu știu ce. Polițiștii și jandarmii care au transpirat mult s-au uitat pe, pe camerele pe care mai apare un kilometru, doi în plus la oră. Uh, au lucrat suplimentar aproape 120 de ore săraci de ei la 48 de ani ies la pensie Asta cum normă zi, care da? nu mai poate fi recuperată în natură pentru că nu avem efectivele necesare să acordăm aceste drepturi în natură da, da. Uh, așa, astea erau a, promisiunile a, lui Olguța Vasilescu a, auzit, care astăzi a, spune că ea nu are restanțe, da, Răzvan, asta e o mai ticăloșie, un om care are 2000 de lei, care are 2500 care are 3000 de lei, care are 3500 de lei să-i spui tu, ministru, că va avea sală dublat și el săracul și face niște calcule. Bă, stai că pot să fac și îmi plătești și eu E o mare mizerie să vizi oamenilor iluzii. Și ce v-a dat? Au anunțat că de la 1 iulie, nu mai e întâi, da, se face e, sunt acolo 20% pentru unii. Ai văzut? Le-au dat la polițiști. Da, nici la polițiști ce v-a promis? Au dat... Da? -a... Au mai dat uh, pici pe colea mărunțișuri da. La parlamentari ca să nu le... La parlamentari le cât două, cuprinde două jumate Minciuni de. Numai minciuni Minci... Cel mai mare mincinos din guvern Olguța Vasilescu Cine da. este unul dintre cei care în ochii lui Liviu Dragnea Lasă șobolanul ăla acolo ca să, să, să vedem șobolanca. da? Șobolanca Nu, 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 nu ăla e Liviu Așa îl cheamă, Liviu îl Liviu cheamă Are da? Așa. Sau pst are muștăță. Psd. Da, 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 are mustață. Atunci e. o fi Sevil. Nu, nu nu e. <laughs> da, da, e Sevil sau Liviu Dragă? Da, 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 nu e, incert. e incert. E incert, da. E incert. da are da? da? Lasă-l da. pe Liviu, dă-l mai încoacele, bagă-l lângă face. lângă sticlă, da. da? Și ei da. și uh, la, cine cine a la trecut? cine a trecut uh, evaluarea lui Liviu. Olguța! Olguța! E, Olguța! Yeah! Da, da, Victoria Olguța! Bravo, Olguța! Olguța! Fia da, da acum. Nu avem restanțe. Fii atent, Răzvan, să mai spunem așa. Uh, evaluarea a, uh, și, și discursul la ONU da, ah, să da. nu uităm de discursul da. la de ONU ce? A ajuns cu, până la ONU cu marș, această mare marșul de cu marș du tramvai, Ea tramvai. I-a vrut să spună Piața Muncii, de da. tramvai. Tu -a și marșul de tramvai. Și 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 tramvaiul 41 s-a pus în mers. S-a pus să mișcare. Da, da. da. Auzi? și vezi, glasul roților de tren, Olguța cu Așa. Olguța Vasilescu, nu avem restanțe. Are restanțe și pe la ONU și pe engleză și pe franceză. Da, da. două zile la rând, că s-a ambiționat, știi? s ambicioasă fata, fata mamii. Bun. După aia zic un banc. Evaluarea. Zi, dacă e legat de asta, zi bancă. Păi e, e, legat de ziua asta, știi? de ziua asta, de ziua asta fericită. Zice că de, deci depinde cum vezi, știi, partea plină că no. e, 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 și, e și fericită, e și ne, adică unii ar, și ar, ar fi amărâți, ar zice, vai, ce ni se întâmplă ca popor Dar uh, dacă ești să o privești partea plină, zici, da frate, rupeți-vă în bucăți, sfâșiați-vă, arătați-ne cât sunteți ce -am, de nemernici ce -am am așa o stare de bine când văd ce se întâmplă în PSD. Da, a fost cine, mea -a... cine a zis? Eu am zis, așa. Iată, pe tema dar asta. Dar rupeți-vă gâtul, dar și capetele și urechile, uh, uh, cum zic, sfârtecați-vă. O să văd partidul <laughs> păi ăsta... Păi de aia m-a dus sticla, de aia m-a dus pe linii aici. Fiți atenți, bancul zilei. Dragul meu, zice ea, poți să mă feliciți. Astăzi am trecut de șase ori pe culoarea roșie a semaforului și n-am fost amendată. Iar cu banii economisiți mi-am cumpărat această superbă rochie. Înțelegi? Deci, da. Partea plină a da, da, paharului, da? da, 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 da am... Așa da. și cu asta. Hai să vedem partea plină a faptului că ăștia se sfârșie între ei da. și să-i încurajăm. Da, să... stai, că stai dacă puțin. nu vrea nimeni, domnul Grindeanu, dacă nu vrea nimeni să fie ministri, ministru, acolo, pentru o săptămână, două, trei, cât vă dezbrăcați cu totul, eu cu Rigore venim să știți. Venim și luăm 3-4 trei, trei, ministere fiecare, că... da, ca să fie, Ca să echilibrăm povestea. Totul. Ca uh, sunteți în pericol să nu vă, va, să nu vă mai vrea nimeni. Abia Dar... aștept ședința de guvern cu trei ministri. Prim Primul ministru în capul mesei <laughs> și doi ministri în acolo. Aveți? Auzi, la, la Meleșcanu știi cum a ieșit evaluarea asta? A. A, Meleșcanu uh, a fost evaluat? A evaluat toate, toți a. au fost evaluat. Și așa pe miniștri externe. Uh, trei, parcă, să, să, cifre, să, mă uit exact la cifre. Uh, una realizată, 38 uh, de realizate. 38. Fian, deci, odată, că dacă te iei după evaluările astea pe care le-au pus ei acolo, așa, uh, cantitativ, Dumnezeu, nu l dai afară pe grindea da, dar afară pe toți, dar nu mai pui la loc, că acum așa au făcut. Și-au dat demisia și s-a promis că în următorul guvern vor face parte din nou ăștia. Păi stai mă cu evaluarea asta cu 38 la 1. Cum să mai fim în guvern? Deci, asta este... Cu 20 la 0? Avem o știre aici, foarte proaspătă, de pe Hot News, dacă cred că au dat-o și alții, care spune totul despre PSD. Și acum vă rog, stimați spectatori, cei care sunteți, vă uitați la televizor în străinătate, să vă concentrați un pic și să uh, ne înțelegem despre ce vorbim. Vorbim despre România, anul 2017, țară, membră în Uniunea Europeană, NATO, plimbată Trump, Iohannis, nu știu ce, și un partid PSD care e plin, are gușa mare, ca un pelican de uh, spiciuri despre democrație, despre libertate, despre prosperitate și așa mai departe. Da, și, cu bani. și ce a votat PSD în a, acum câteva minute? PSD, zice știrea de pe Hot News, a votat excluderea din partid a oricărui membru de partid care acceptă să intre într-un viitor guvern grindeanul PSD. Cu grindeanu fiind prim-ministru. Te adică... doare mintea. Deci ăsta se numește șantaj și ăsta este partidul care nu numai că nu acceptă că ai o altă... Poate am altă părere. Na, acum ce Trebuie să fim toți la fel? Nu. Toți te dau drag, și afară, drag, dacă ai ca drag, Te a... dau și afară din partid. Cum puteți să votați, Băi, care votați PSD-ul? Cum puteți să votați un partid care se întâlnește și spune că oricine nu este de acord și nu-și dă demisia sau se înscrie? Ca sau, sau acceptă, să, sau fie acceptă să fie ministru? Bă, ministru, în cabinetul adică, Grindeanu pus de ei. În cabinetul Grindeanu pus de ei, este dat afară din partid. Incredibil. Stimați români, ăsta este PSD-ul răces, da. gura aici cu Grigore, de an... Sunt ani de zile de când ne chinuim aici, da? Noi știm că ăștia se. înțelege și voi odată. Ăsta este acest partid. Da? Dar mai zic ceva, dar și faza aia cu demisiile în alb, că toți miniștri au demisia în alb... Aia cu demisiile în alb e o altă problemă, că e, e o ilegalitate, Grigore. E e ilegalitate Uriașă, clor. uriașă. nu, dar șantaj tot timpul. Uh, și atenție, ăla dar depura... Noi am mai vorbit aici cu demisiile în alb, pe pac... care se iau și înainte de alegeri. Ah, S-a luat, luat și pe la Târgoviș. Moda de demisiilor în alb este o modă de uh, 15-20 de ani. Și funcționează așa, la nivel de sat... Vine organizația PSD, că PSD o face în general, și spune: Te susținem primar în stat, dar ne dai înainte demisia ta semnată în alb. Din punct de vedere legal, este o mare, mare, mare ticăloșie, deci ilegalitate, pentru că nu ai voie să pretinzi așa ceva. A priori, Iar după aceea da? înseamnă că de șantaj. Iar totul se transformă într-un șantaj, da? da. Dacă, Dacă nu faci ce spunem noi. E, treaba asta a plecat de la s-a născut s-a născut la țară, la stimați telespectatori s-a născut la primarul din comună. Și după, aia a mers la după județ, care a mers la județ și a ajuns la, și a ajuns la primul ministru da, și, și uitați-vă. e primul care că mare. Nu, a, nu, e nu. primul care vorbește despre asta. Nu, așa așa Au fost că nu a mai fost. Pot, a spus că niciodată n-a pus condiția asta la, la, la ministrii lui și în ceilalți. Pentru că pentru că el era jupân Păi, da și da. Da, era, aici e prima oară când jupânul nu poate să fie el la guvern. Și, la guvern. Păi, și atunci este da. și prima oară când îi se cere demisia. Da, da, da uite la ce aberații au ajuns, de ilegalită și asta. Ia gândește-te că demisiile astea, în primul că ziaiștii au luat pe ăștia, pe diverse ministri, tot felul de șombulănași din guvern, dește tinerii ăștia cu fețe de interlopi, E unul la transporturi, e unul pe la mediu. Dole, te uiți la ei, te doare mintea. E ăla e se... de la agricultură. Bine, la care e mai vârstă, da. Și că e cel da. mai performant. Da, da, da. Ia deci... și bine a la a evaluare. Gramatul ăla. A numărat deci, bine Gramatul ăla. Da, 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 mai de, 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 da. care nu-i da. stare să scoată ți da. rușine. Da. Grigori, eu da, mă da. duc ăla pe stradă da. la turnire, nu, domnule, la o întâlnire, te Nu, nu poți, domnule, nici la un botez nu mergi cu el. Ce botez? Da, da, da. Deja nuntă din ultimul sat din România. Da, ea cu plimbă oaia. E nenorocire. Dar uite povestea asta. Deci, Ăștia ieșeau de acolo și spuneau, unde aveți demisia? Păi am dat-o, unde ați dat-o? Unul ce la, la, guvern, la secretarul general. Mm -hmm. Altul, dar nu era una, la aceeași loc toți. Altul, unde? La partid, zice, la dare. Bă, păi unde aveți voi demisie? Dragă, unde demisie? Nu știu, pe undeva, trebuie căutăm, pe un sertar, păi pe Nu că e ilegal dacă, ilegal. dacă, deci ești dacă vine un procuror, îi spun că nu știm unde da, Nu știm, da, nu da, știm. Nu știm. Da, dar, dar mai... vorbim de demisiile în altul. Dar te mai întreba ceva, Ca da? să zicem mintea are, a, a fost clar doar element de șantaj, pentru că ai nu știa că ăștia n-a nicio valoare legală. Zici și mie, demisia asta respectivă este din funcție, nu? Din da. funcție, nu? Da. Adică ești ministru. Da. ești atunci... ministru, ești primar, da. ești bun. ce vrei. Te-am pus, primi... te pus, ministru în da. ianuarie, da. da? Da. dar vezi că ai demisia aici, oricând te dau jos, da? da. Ok. Zici și mie, demisia aia, oriunde s-a dacă e la guvern în condițiile astea... E la partid, Grigore, nu e la, la, la guvern. E la partid, la Dragnea. Dar zici și mie, cum poate Dragnea acum da. da. Să activeze demisia aia. Păi, o dă la. Deci, o dă la Secretariatul General, acolo unde se scriu. Acolo e Grindeanu, care, zice nu acceptă demisia? Păi, adică. Nu acceptă Grindeanu, dar poate. pinguinii de sub Grindeanu o acceptă. Oamenii de o de înregistrare. Problema e alta. Problema e alta că vor face act în. Uh, fals în acte publice când vor pune data. Data, da, că o Și da. atunci este far, fals grosolan. Dacă nu este cu aceeași pix, cu aceeași cerneală și uh, cu aceeași vechime a cernelii pe hârtie, este uh, deci, să În se momentul ăla e, e o, ilegalitate de pușcărie. De pușcărie da. În momentul în care e. ei au pus data. Da, zici și mie, ce nu fac ăștia de pușcărie? Nu ți se pare că tot ce fac ei de pușcărie? Dar, atenție, nu trebuie, nu trebuie, totul e de pușcărie, nu trebuie subestimată presiunea psihică pe care o are un primar sau un ministru care el știe în capul lui că și-a dat deja demisia și atunci când nu este de acord cu o directivă care îi vine și este aberantă se luptă cu această realitate că el și-a dat deja demisia. Da, da, da. da. Înțelegi? Nu, el, deci el este, știi că e este este vulnerabil. O... În orice moment îl capul. Eu am văzut-o la primarii de la sate. La sate. Deci ăia... De asta da, ai execută orice. Da, de execută orice. De aia exact. Orice. De -aia execută orice. Pune vine la județ sau da. la ce. Bă, du-te, nu mă interesează. Răzval... Pune micii acolo cum făceau pe vremuri. Da. Dă cu uh, Dă cu bere, uh, da. cu berea nii, da. Cu, da, nu cu, cu nu știu da, ce, da, da. numai să voteze. Păi Abii stai cu că, că, fac bușcărie, da. 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 Să bă, că rezolvăm ne da. ți-ai dat demisia, vrei să Răzvan, da? ce surpriză am avut. Eu firmă, am firmulița mea, o am înregistrată la Gorj, la Brădicen la mine. Zic, auzi eu cu mintea mea de și de om curat și naiv în același timp. Zic, mă, de de ce să plătesc la București? Că ea operează și acolo, oriunde, oriunde, și în America. Bun, de ce să plătesc eu mica taxă locală la primăria de la București? Că iau bani destui. Hai să plătesc eu mica taxă locală să iau, nu știu, o jumătate de leafă și o plătesc la primărie lunar din așa cu tare. Ca să văd că acum ne-au impus, la au dat ceva repede prin guvern la începutul anului, Așa. Că toți bani. Nu, că -ă, mi-au băgat o taxă în plus, taxa de salubritate. Bă, băieți, dar nu produc nici cartoane, nici nimic. Eu am, eu am o firmă prin care scriu cărți și le public pe unul N-am nici măcar o foaie nu nu știu, poate o mă cu o foaie într-o zi. Dar aia o pun în tomberonul uh, familial, să zicem. nu trebuie un tomberon în plus de salubritate. Ca, eu, ca persoană, eu ca persoană fizică plătesc gunoi acolo, da? Bun. Mm. Ca să, fie de aici, au pus asta. Bine, nu trebuie, asta a decis Consiliul Local cu tare, sigur, PSD, au luat așa când mă uit acolo, să semnezi contractul. Să contractul ăsta, să semnez contractul. Dacă e așa, nu știu, 45 de lei pe lună, mai băgat și o, o, taxă de postare, acum 65 de lei, Așa. Cu cine? Polaris SRL. Știi cine e asta? E mega firma hoțească, banditească, a clanului Mazdre, cel bun Martin, unul Martin uh, care a fost prefect de Constanța. un fiul lui a fost, fiul, fiul său a fost uh, uh, deputat PSD. Uh, atenție, ăsta Martin ăsta, unul dintre ei a fost arestat anul trecut în America Pentru că a încercat să dea șpagă unor oficiali americani Ca să ia un contract cu baza la el cu Hulnicianu. Și l-au momit la San Ai, Francisco ăla care a încercat da, ala, știu Firma se... lor, care e din clanul Mazăre uh, Îmi ia mie banii la Brânticel, lângă Hobita, la, la Brâncuș mă înțelegi acolo. De ce? Pentru că asta e sistemul lor Cu primarii Primari, da. hârtie acolo. Apropo ce, de, băie, vezi apropo că la de faptul... mazăre, ca să ținem subiect. Jumate din județele țării fac Grigor, o cu stimați încercați să înțelegeți ce vă spun acum. Instanța, știre, instanța a mânat pentru a șasea, 6, șase, a șasea oară, sentința în cazul mazăre. Procesul durează de 9 ani. Da. Explică-mi și mie, 2010. Grigore, dacă vrei să, dacă poți, da, așa. Cum poate să, uh, să să amâne Curtea de apel, mi se pare, București, da? a șasea oară și să țină un proces de 9 ani de zile. Tot Curtea de apel. Ei la... sunt ei sunt la pronunțarea deciziei. Da, deci au au judecat tot, numai au nevoie de. s, -a, judecat, s -a, terminat. Da. a șasea oară și că și termenele la... nu sunt uh, în fiecare săptămână. Se că și sunt la Și zile. miinte că tot Curtea de apel București. Amâna era aproape la termenul de prescripție dosarul Voiculescu. E, ai, până ai, când, când l-au prins pe Mustan Mustață, Lua l-o lu lu în baie da. să negociam cu fundul în cadă. Bă, păi, dar nimeni din România nu nu, 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 nu se nu se uh, prinde de șmecheria asta, de prostia asta cum, băi, băi judecătorilor. Păi nu vă mă puțin rușine, cum să am la mă modul, de, la șase modul, ori? Nu la modul general, ci vorbim de aici din, nu, de, vorbim de, de cei care trebuie să dea. Cum, cum puteți explica unui om sănătos la cap că voi amânați o decizie de șase ori? De și vă e un proces acolo. care durează 9 ani. Da, doamne fără și să mi la prescripție că e joal atunci. Cum să fie Păi de la asta vor să ajungă Grigore. Vom vedea. Nu Vom... le-ar fi puțin rușine? Da. Uh, acum să ne întoarcem un pic Nu ne la mai preside. gândim, ne, ne, mai gândim, ne mai gândim. Da. Uh, de... Adevă... ține de Radu pute. Ai văzut ce, cu, ce, cu, tot, cu ce, hoția ce prin tot. care tot. au luat în Madagascar, bă, malga, un, malgaj malgaș cu mamă româncă, uh, hoție, pământ pe acolo, șpăgi. Tot ce făcea Mazăre prin Brazilia și prin Madagascar, ea Doar Dacă cea domnule, nu vă o șpagă la Sinaia sau la Predeal, vreau un Madagascar. Așa. fiată Comisia de evaluare n-a prea fost. Evaluarea au făcut-o de fapt cine? Darius Vâlcov și cu Dragnea. Vâl... fiată Deci e unul, e unu care... Cine mă? Vâlcov? Vâlcov el, a și cu... el, a prezentat astăzi în Comisiul Executiv. Rela cu mormintele? Ăla, fii de aici. Ăla care și ascundea în cavouri, lingouri a. și tablouri. Tablourile băga și în perete dublu. Soțul oficial al... al... Uh, și doam andru. Uh, Lavinia Șandru. Doamna Ilavinia care ne da. dă lecții de moralitate da. la Realitatea TV în fiecare zi da. că mă de ea că de merea acre. Și când uh, când, pleacă de, pleacă și când pleacă de la emisiune, că da. de, capui, de așa. Când pleacă din la emisiune, pune fund într o mașină de voste 10.000 de euro așa, din din linguri. din gou, din, din tablouri, din, din, din da, așa. așa. Ei, acest Darius Darius a făcut evaluarea da, ministrului Doi a fost la arest preventiv. Acum, A, acuma, și din acuma... preventiv de vi evaluator păi PSD. Acum e judecat în stai de libertate, dar dacă... Da, da, atenție, și, nu are să să facă evaluare. Îi dau băieții hârtiile, <laughs> să mă uitați la televizor, și aia îmi place, aia nu-mi place. Votați PSD. Votați ah, uh, lingouri, pa. tablouri și cavouri. Votați PSD. Așa. Deci, un, deci, un... Deci, deci, unul care, atenție, unul care s-a s-a intrat în cavouri ca să ia paga, s-a scundat prin cavouri, și altul care scotea oamenii Morții din cavouri să-i la vot. E vorba de dragnea. Da. Deci oamenii cu cavourile fac evaluarea. Da. Da, nenorocire. Apropo de, de oameni speciali care își dau rama pe față, maxim, maxim, mi-a plăcut uh, știrea legată de Crin Antonescu. Oh, Crin Antonescu... Îți puțini pe Bușoi ăsta, știi? Ia cu Bușoi! Crin Antonescu, bușuie, bușuie, mă, bușuie, te bușuie, doare bușuie. mintea. Deci e Bușoa! Deci Bușoa. în momentul ăsta... Ți se face... Nu, lasă că îl susține pe bușoi. Dar ți se face mintea... Deci, fundă ți se face, zice. Clina Antonescu, mesaj pentru Liviu Dragnea după tensiunile din PSD. Oh. Două puncte. Oh. Deci, grijuliu cu PSD-ul să nu-și regleze la vedere raporturile de forță nu, din partid. Nu, 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 stai, nu. Stai, stai așa. Da. Zice un om sănătos, zice, stai, un Liviu, când am că ăsta nu era de la liberal? Nu era, nu era ăla care, din parlament zicea că e liberal și nu și știu ce. Și ăla și tot de ziua. De ce dă conturile. el sfaturi unui condamnat, ăsta fiind, da. drag, ăsta fiind ăla, Băi, pune-l mă mai pe colțul meu. Dragnea! Da. Liviu, mă, nu, 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 Liviu. Domnul Liviu. nu, nu, Liviu. nu, nu, Pune-l pe Liviu pe colțul Băi, mai, mai ciupă da? și după pe aici, dormi pe tine acolo. Ia, că eu sunt Antonescu. Nu știi de că ești... Vreau să cu Liviu, dă-l încoace. Da, mă, dar vezi că face Uite, auzi, nu mai șpagă, știi, șpagă, șpagă, șpagă. Deci, fii fiți atenți, eu sunt câinat Antonescu. Liviu. nu se regla... Și-o trag de coadă. nu se regla nu-ți regla la vedere raporturile de forță din partid. Nu la vedere, sub masă. te consiliez. Da, 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 da. Te rog, nu la vedere. Da, da. Sub, masă, masă, roade, masă. sub masă. Sub masă. de ciolanul da? sub masă. E destul loc sub masă. Asta spune un liberal. Ba, liberal. Mai știi, știi, știi ce el e, e liberal. Nu mai e liberal. Zice, și fiți atenți, fiți atenți ce exprimă el. Opoziția, zici că vorbește șeful PSD-ului. Opoziția câștigă aparent din dezarticularea de felul acesta a unei majorități și surpriza este cu atât mai mare cu cât la sfârșitul anului trecut, când au fost alegeri, m-a arătat, arătat, impresionat că PSD a avut succes cu scor record. Ce da, da, parcă vorbește, de deci nu parcă vorbește Adrian... ca membru PSD. Domnul Adrian Severin. Domnul Ah, stai că nu, Adrian Severin spune mai poveri, încolo, da? poezii, mai încolo, da. da. A, avem, versuri. avem versuri de la Adrian Severin, <coughs> în la ta, Deci, da, uh, nu, nu ai, poate. Deci ce parcine, au putut face nu doar cu această criză care ia proporții cosmice, ce au putut face cu scorul cei din PSD este spectaculos, dar nu de bine. Pur și simplu ai senzația că actorii importanți întorc spatele realității. A, nu se zici poate. Că e, zici că e Ion Iliescu, da? care dojenește mai tinerii colegi din partid. Apropo, da. mai, mai respiră Ion? De ieri mai greu decât s-a trimis în instanță dosarul. Da, uh, are, uh, 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 are noduri Noduri, noduri da, așa. Da? Da, 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 da. Are, Bine, cât, da, face 88 e, anul asta, nu? e în 30, născut, face la, nu, a făcut, a făcut Pentru că de, pentru că a, a început 87. pentru că a început dosarul mineriadei, domnul Iliescu în acest context vă urăm la mulți ani. Mulți, mulți, la da, mulți, <laughs> foarte mulți. La mulți ani. Vă și cântăm la mulți ani. Dom de. Deci, dacă da. dacă nu vișinescu i-am urat să mai trăiască 20 de ani, Iliescu măcar 40 de ani mai trăiască. Nu știu de ce și dacă Dragnea sau cine mai e acolo vor reuși, nu am în această intrigă personaje favorite, adică a, eu sunt echilibrat. Da. Așa. Nu e niciunul simpatic, îl cunosc mai bine pe Dragnea, nu-l cunosc pe Grindeanu, nu-mi place personal pentru un premier. Fiți atenți aici, ce spune... Bă, zeul somnului, da? Deci ăsta, ăsta a bătut toate recordurile la lene. Nu-mi place personal de Grindeanu, Aș vrea răspunsuri, afirmații, declarații, acțiuni mai clare, mai ferme. Nu e genul meu, dar nu înseamnă că nu poate face ceea ce face. A spus Klin Antonescu. Deci, din acest discurs, vremea cu el, nu, pierdem vremea. Din acest discurs Grigore avem încă o dovadă că acest Antonescu a fost un trădător, încă o dovadă clară pentru liberali. Ăsta nu e discurs de liberal, Da, ca și nu? Trăitor al nu al liberalismului. Nu mai vorbesc de Tăricianu, măcar nu se mai Acum dă. Acuma. Vedere, acuma. Acum, Acum e la vedere. Acum e la vedere, da. Ja. da Dar da. Crin Antonescu se dădea liderul liberal, urmașul -au ca marilor... Ca care erau ca matrioși chiar ăștia, erau da? PSD-știi vopsiți în liberali. Și mai spune o chestie, zice, domne, vreau acțiuni mai clare, mai ferme. Adică... Domnul Crin Antonescu. Adică îl, adică, punct de punct de grijă... Dumneavoastră erați omul care era acuzat, îți mai aduce aminte? de toată lumea că dormi prea mult și pentru că erați Dar în anterajul lui, lui Dinu Patriciu noi știam și mai multe despre asta și am trimis și reporteri ați ieșit la televizor și a spus nu e adevărat, dorm numai șapte ore pe noapte nu dorm mai mult și după aceea a venit ă, statistica din parlament cine este omul cu cel mai mare număr de absențe coincidență era, era Crin Antonescu știi cât avea prezența? 2%. A, 2%. Da, 2% Președinte de cameră da, Domnul Abdulezcu, dumneavoastră cereți măsuri mai ferme mai clare afirmații și declarații când dumneavoastră aveați 2% prezență ca președinte de cameră Hai că vreau să mai vorbim despre PSD, și că îi arde acum. Ăștia sunt, ăștia sunt oamenii care își dau arama pe față, da? Uh, și după o luăm pauză. Două, trei minute și... Uh, și ponta. Vrei să trecem la ponta? Vreau să mai zic eu ceva de PSD, să zi, să, să, zi, să spunem zi, zi. Uh, uh, o chestiune care totuși are o gravitate anume. Că din de faptul că face că de ei, că ne place. Și no, de sărbătoare cu șampania așa. Îl avem pe Liviu aici, uite aici, uite aici. Uite, uite, și eu eu Uite eu Uite eu 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 Uite aici. Uite eu 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 Uite eu Uite aici, Uite aici. Uite eu Uite eu Uite eu Uite eu Uite eu Uite eu Uite aici. Uite eu Uite eu Uite eu Uite eu Uite eu Uite eu Uite aici. Uite eu Uite aici, Uite 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 Uite, eu, eu, uite eu <laughs> minister cu minister da. și trebuie să dăm jos guvernul că nu se mai poate. E o catastrofă. Ne amintim câteva lucruri. Unu, că au promis ceva oamenilor și au luat votul, deci au făcut o înșelătorie. -au, nu au, au respectat nici 10% din ce au promis. Doi, că Dragnea însuși a scos din căciulă numele Grindeanu și a mers cu el la Iohani și a spus dacă nu îl pune nici pe după ce a respins-o pe șevițe, îl suspendăm, îi facem Dr Grindeanu, e omul nostru. Trei, că Dragnea cu Tăricianu au fost de mânuțe cu Grindeanu și l-au instalat la Patul Victoria, dacă ții -mi minte, poza celebră, l-au dus până în fața biroului și l-au bătut pe omăr, gata, tu ne reprezinți, avem încredere în tine. 4. Că Grindeanu le-a făcut tot felul de porcării de la urduanțe mizerabile, nu mai au 13, multe alte urduanțe porcești care au distrus multe zone de de, 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 din țara asta, de economie, de multe alte lucruri. Așa alte porcării, numiri, tot felul de numiri scandaloase, tot felul de pițipoance, tot felul de, 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 de coțofene de partid sau tot felul de amante care au fost puse în diverse funcții, prin guvern, prin uh, diverse instituții. Așa, Grindeanu n-a Grindeanu, în, în, crânit, l -a pus, a pus pe toți. Cum i-a dat bilățelul? Lista uh, Dragnea, el a pus fără rușine toate astea. Uh, așa. După aceea, până acum vreo 10 zile sau chiar acum 7 zile, ne toți spunea Dragnea și ne spuneau și toți ia comunicatorul. Vedea Codrin Ștefănescu, dacă îi spuneai, domnule, nu, nu e bine. a, nu e bine, e guvernul performant la virgul, aplică programul, uite că toată cresc, economia nu știe cu tare. Deci până acum 10 zile ne-au mințit într-una că guvernarea merge foarte bine, foarte bine. Unu, dacă merge foarte bine, de ce l da jos? Doi, Ok, îl dai jos pentru că vedem că n-a no, mers deloc foarte bine, a mers foarte prost chiar, uh, dar uh, de ce îi puneți la loc pe ministrii ceilalți? Pentru că înțeleg că în guvern nu -a doar Gândeanu, iar ministerele celelalte s-au ocupat îi, las miniștri, îi alți ministrii. Îi alți fac jocul partidului și vor fi puși la loc majoritatea, o să vezi, o să vezi, Van. Deci, mai ales uh, Olguța, Olguța și... Sevil, Se da. Uh, da. Da, da, idee. Ba, ba ide -a. a avut TUPEU să sugereze că ar trebui să fie o femeie. O femeie, da, dacă ca da. să fie. Da, la... da. Bun. Întrebarea este următoarea. Vrem să băie, băie gândelul a venit și pleacă. Mă dragnea, dar voi cum răspundeți? Mă pentru că ați făcut o catastrofă de guvernare timp de o jumătate de ani. Voi cum răspundeți? Tu, dragnea, cum răspunzi? La treaba asta. Nu, este. E... Frizează nesimțirea și. De fapt nu frizează, adică, e asta, în să, fac. Mă, în mod normal ar trebui să nu mai, uh, uite, eu am făcut porcăria asta, m-am înșelat teribil, nu mai propunem noi prim-ministru să pună Ioanis pe cine vrea și noi îl vom susține. Da, Sau Ioanis să-i joace acum, Răzvan, să-i joace. Dacă mai vine cu asta, nu există, adică nu. Ei propune, discută cu ei că așa spune. Ia, apropo de chestia asta, uh, Liviu Dragnea joace tare ca... știe că după meciul pe care l are cu Grindeanu, va fi care mediu... va dura... O zi, o săptămână, o lună, noi vă durim la mulți ani, poate să dureze și șase luni, din punctul nostru de vedere, să vă certați și să-i convingeți în fiecare zi pe toți oamenii peste 60 de ani cât de ticăloși și că nu meritați absolut nimic. Dar după aceea urmează meciul cu, cu Iohannis, anii, care, are, da? care are toate cărțile. Care are toate că de-abia s-a întors din America. Din America da, 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 da. Și uitați-vă uh, uitați-vă uitați la altă știre care a venit acum pe agenții ce a promis, apropo de cum se împart cele patru oferte făcute de Dragnea lui Grindeanu da? deci, Dragnea veni la Grindeanu după pauză, du După pauză, dar măcar să-i spui SIE ASF, Curte de Conturi Vicepremier deci nu-i Premier, dar e Bunca Vicepremier sau, sau la Curtea de Conturi pauză, revenim, avem încă multe de discutat până la miezul nopții